Franklin și păturica lui. Franklin putea să-și dea drumul la vale de pe malul râului de unul singur. Putea să numere din doi în doi și să se încheie la pantofi. Putea chiar să doarmă singur, atâta timp cât mama lui îi citea o poveste frumoasă, îl îmbrățișa, îi lăsa alături un pahar cu apă, o lumină de veche, precum și păturica lui albastră. La început, păturica fusese mare și cu marginile satinate, dar cu toată afecțiunea pe care i-o arătase în timp, strângând-o mereu în brațe cu pasiune, păturica avea acum găuri în mijloc și marginile zdrențuite. Cu fiecare an, pe măsură ce Franklin creștea, aceasta devenea tot mai mică. De obicei, Franklin își ținea păturica în sertarul de sus împăturită, dar într-o noapte nu a mai găsit-o acolo. Franklin scotoci prin toată camera. Căută cu mare atenție în cufărul cu jucării. Scoase toate lucrurile din sertar, precum și cărțile, de pe rafturi. Dar nu reuși să dea de urma păturicii lui albastre. A dat fuga la părinții lui. Mergi înapoi în pat, au spus ei de îndată ce l-au văzut. Dar, zise Franklin. Niciun dar, răspunse tatălui Franklin. Ți s-a spus la culcare o poveste, ai fost pupat, ai pregătit cele două pahare cu apă și chiar eu ți-am aprins lumina de veche. Dar nu-mi găsesc păturica, spuse Franklin. Așa că Franklin și părinții lui au cotrobăit peste tot. Încearcă să-ți amintești, spuse mama lui, când ai folosit-o ultima oară. Franklin se gândi la ceea ce făcuse în ziua respectivă. Dimineață, după o ceartă cu ursache, strânsese la piept păturica până când s-a simțit mai bine. După amiază, pe când tunetele bubuiau și fulgerele luminau păzduhul, Franklin s-a ascuns sub păturică până când furtuna a trecut. După ce furtuna s-a potolit, era sigur că pusese păturica la locul ei obișnuit. Când Franklin și părinții lui au căutat acolo, nici urmă de ea. O să o găsim mâine, spuse mama lui Franklin. Dar nu pot să dorm fără păturica mea, răspunse acesta. Mi-a venit o idee, spuse tatălui Franklin. A ieșit din cameră și s-a întors cu o pătură veche de culoare galbenă. Asta ce mai e? Întrebă Franklin. A fost a mea, îl lămuri tatălui. Poate te va ajuta să te simți mai bine. Franklin strânse în brațe pătura galbenă și veche, dar nu era același lucru. Simțea că îi lipsește teribil de mult propria lui păturică, așa că îi trebuie mult, mult timp până când reuși să adoarmă. A doua zi de dimineață, Franklin porni în căutarea păturicii lui. S-a dus mai întâi acasă la ursache. Arăta așa de abătut, încât acesta îl întrebă. Ce s-a întâmplat, Franklin? Ți-a dat din nou mama ta să mănânci varză de brusel? Și mai rău, răspunse Franklin. Nu-mi găsesc păturica. Nu e aici, spuse ursache. Și apoi, mama zice că nu se cade ca urși mari, ca mine, să mai folosească păturici pentru copii. Poate că nici la tine nu mai e cazul de păturică. Franklin știa că ursache doarme mereu cu iepurașul său de jucării. Dar de iepurașul tău, ce ai de zis? Îl întrebă Franklin. Jucăriile sunt altceva, zise ursache. Apoi încerca acasă la vulpișor. Păturica nu se afla nici acolo. Ce-ar fi să ne jucăm? Îl întrebă vulpișor. Nu, zise Franklin. Vreau să-mi găsesc păturica. Tata zice că păturicile uzate nu mai servesc la nimic, spuse vulpișor. Poate că ar trebui să-ți iei una nouă. Eu așa am făcut. Mie-mi place păturica mea cea veche,
zise Franklin. Apoi Franklin se duse la castoraș acasă. Păturica nu se afla acolo. Franklin era așa supărat încât castoraș îi spuse: îți împrumut ursulețul meu de pluș până când o să-ți găsești păturica. Îți mulțumesc, castoraș, zise Franklin, strângând în brațe ursulețul. În acea seară, la culcare, Franklin avea alături de el păturica galbenă a tatălui său și ursulețului castoraș, dar nu era la fel ca atunci când dormea cu păturica lui cea albastră. La micul dejun, tatălui Franklin adulmecă ceva în aer și își duse mâna la nas. Nu simțiți un miros ciudat? Întrebă el. Un miros de mâncare stricată? Franklin și mama lui au tras și ei aer în piept. Apoi Franklin își aminti. Cred că știu ce miroase, spuse el. Franklin băgă mâna sub scaun și scoase păturica lui cea albastră. Poc, poc, poc! Câteva vârzuțe de brusel, reci și lipicioase, se rostogoliră din păturică pe podea. Mama și tatălui Franklin au rămas uimiți. Priviți, zise el, mi-am găsit păturica, am și uitat că am pus-o aici. De asemenea, ai uitat să-ți mănânci vărzuțele, adăugă mama lui Franklin. Ups, zise Franklin, cam fâstăcit. Un lucru e cert, faza de brusel, rece și stătută, miroase îngrozitor, spuse tatălui Franklin. Eu zic că miroase urât oricum, completă Franklin. Mama lui zâmbi. Nici mie nu-mi place varza, zise ea, dar asta chiar că este o legumă care nu prea miroase frumos. Și sparanghelul, spuse tatălui Franklin. Ăsta miroase chiar mai urât decât varza și varza de brusel la un loc. Și broccoli, strigă Franklin. Apoi se opri. Lui îi plăcea să mănânce broccoli. Și el miroase, dar pe ăsta nu l-aș ascunde, spuse el. Asta e o veste bună, zise tatăl lui. Franklin ajută la strânsul mizeriei. Apoi Franklin își luă în brațe păturica. Nu-mi pasă că ești veche și plină de găuri, spuse el. Dar cu siguranță ai nevoie de o baie. În acea noapte, la culcare, înainte de a asculta povestea, înainte de îmbrățișare și de paharul cu apă, Franklin a pus păturica galbenă a tatălui său la locul ei. Era bucuros că locuia într-o casă unde chiar și păturicile vechi aveau locul lor special. Dacă v-a plăcut, vă rog să vă abonați. Este gratis, să apăsați și clopoțelul pentru notificări. Până data viitoare, când revin cu alte noutăți, rămâneți cu bine!